Prieteni, suntem la cea de 127 ediții de analize economice, dar cel mai important, suntem în ziua din 1 decembrie, ziua în care toți românii serbează Ziua Națională a României, fapt pentru care felicit pe toți românii din România și din afara României, și am considerat că ar fi corect că în această zi mai specială și pentru noi cei din Basarabia, să vorbim despre relații economice dintre Republica Moldova și România. Vom atinge puțin și alte subiecte, dar în principiu ne interesează cine unește pe noi în acest moment din punct de vedere economic. Prutul ne desparte, dar ne unește economia. Așa, haideți să trecem la partea economică. Primul lucru care vreau să-l tragem atenție este legat de comerțul extern între Republica Moldova și România. În acest an el va fi undeva la nivel de 2,8 miliarde de dolari, comparativ cu 2,9 miliarde anul trecut. Este o ușoară descreștere, dar vedeți că lucrul acesta este determinat nu de faptul că scade comerțul cu România, dar din simplu motiv că în acest an la noi comerțul scade destul de puternic, exporturile noastre scad și importurile, în privința importurilor astea este bine că scad, că ele scad în special din cauza că s-au ieftinit resursele energetice, iar ponderea României a crescut, că scăderea pe alte segmente este cu mult mai mare decât cu România. Scurt pe doi, totuși observăm că în 2 ani de zile la noi comerțul cu România pur și simplu a explodat, s-a dublat față de perioada de până acum. Trebuie să menționăm că în cea mai mare parte este legată, este consecința războiului din Ucraina, deoarece noi foarte multe mărfuri din Ucraina le importăm și apoi le exportăm în România și foarte multe mărfuri din România le importăm și apoi le exportăm în Ucraina. Deci am devenit un punct intermediar dintre două state mari, România și Ucraina. Însă, încă un moment care vreau să-l menționez, în prezent la noi comerțul extern cu România este aproape unul echilibrat, volumul exporturilor aproape este egal cu volumul importurilor, foarte puține țări unde noi avem un astfel de echilibru în comerț extern. Deci una, România, noi ne-am dublat relațiile comerciale în ultimul timp, iar doi, exporturile și importurile noastre în 2023 aproape s-au egalat, lucru care mai rar se întâmplă. După cum am spus, într-adevăr, în acest an parcă s-ar crea senzația că avem o ușoară scădere a exporturilor, a comerțului cu România, dar ținând cont că în general a scăzut comerțul, am considerat să mă axez acum pe exporturi. Din ce cauză? Republica Moldova este o țară care, din nefericire, încă destul de slab dezvoltăm exporturile noastre, suntem destul de slab competitiv pe plan internațional. Am avut cândva o dependență foarte puternică de o țară, Federația Rusă. Uitați-vă, 97-58% din toate exporturile noastre erau în Federația Rusă. Dacă mi-adugăm și țările CSI, atunci, în general, eram practic integrați la capitolul exporturi doar în CSI. România la acea vreme deținea doar o cotă de 6,7%. Apoi România a crescut constant și stabil, iar astăzi România este principal și pe departe unic partener comercial al Republicii Moldova și în acest an avem două recorduri absolute la capitolul exporturi. România deține cea mai mare cotă în exportul nostru din toată istoria Moldovei, 33% sau o treime din toate exporturile noastre sunt în România, iar Rusia deține cea mai mică cotă din toată istoria, deci 3,5% din producția noastră merge în Rusia. Practic, Rusia a dispărut ca țară de destinație a mărfurilor noastre. Exporturile spre România, în prezent, sunt aproape de 10 ori mai mare decât în Federația Rusă. Dacă ne uităm atent, în 97 exporturile spre Rusia erau undeva de 8 ori mai mari decât în România, iar în prezent spre România sunt de 10 ori mai mari decât în Rusia. Deci lucrurile s-au inversat exact pe opus și, de fapt, din acest grafic vedem că noi, în prezent, suntem mai integrați economic cu România decât cu alte spații. Am considerat important să arătăm în general dinamica exporturilor noastre, le-am împărțit în două categorii. Am luat exportul spre Uniunea Europeană, exportul spre CSI și dacă observăm în perioada 96-2000, în mediu noi exportam în CSI 63% din toate mărfurile, iar în Uniunea Europeană 30%. În 2001-2005 tendința a început să schimbe, iar începând cu 2006 exporturile noastre spre Uniunea Europeană au trecut de 50%, iar spre CSI au coborât de 40%. În 2016-2020, exportul nostru spre Uniunea Europeană a ajuns la 67%, iar spre CSI la 15%. Și aici vreau să fac o mică remarcă.
Din ce să iei, eu am exclus Ucraina, care este văzută separat. Din acest motiv, dacă adunați 67 cu 15, observați că apare o diferență foarte, foarte mare față de perioadele precedente, deoarece Ucraina este dată separat. În prezent, la noi, exportul spre Uniunea Europeană sunt la nivel de 60% și în ce să iei, 8,8%. Deci aici vorbim de Rusia, Belarus, Kazakhstan, toate țările CSI, cu excepția Ucrainei și Georgiei, care nu mai sunt membre CSI-ului. Lucrul spre Uniunea Europeană a scăzut de la 67 la 59. Lucrul acesta este bun și nu rău. Și explic din ce cauză. Noi trebuie să avem o integrare puternică cu Uniunea Europeană, dar totodată trebuie să avem și o diversificare exporturilor. Din acest motiv, exporturi de 50-60% spre Uniunea Europeană este mai mult decât suficient. Spre CSI, 10% este suficient, iar restul 30-40% de mărfuri noi trebuie să explorăm piețe noi. Sunt foarte multe piețe dezvoltate, sunt foarte multe piețe enorme, cum este piața Chinei, piața Turciei, piața din Africa de Nord. Din acest motiv, noi trebuie să avem un obiectiv 50, maxim 60% Uniunea Europeană. CSI-ul îl lăsăm așa că este bine să fie la 10-15, maxim 20%, iar restul trebuie să penetrăm piețe noi. Din acest motiv, acest 59% spre Uniunea Europeană este unul chiar foarte și foarte bun. Unde exportăm noi cel mai mult Uniunea Europeană? Deci Uniunea Europeană este partenerul de bază a Republicii Moldova cu o cotă de 60-65% din export. Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru noi? Haideți să ne uităm. Din cauza că astăzi este ziua României. România, de fapt, este și partenerul nostru în Uniunea Europeană. Când spunem Uniunea Europeană, avem în vedere România. Când spunem România, avem în vedere Uniunea Europeană. 44% din toate exporturile noastre în Uniunea Europeană sunt în România. De fapt, când spunem că noi suntem integrați în Uniunea Europeană, trebuie să spunem că suntem integrați în România. Cam așa sună. Deci jumătate aproape din toate exporturile noastre în Uniunea Europeană sunt în România. Pe locul 2 este Italia cu 14%, pe locul 3 este Germania cu 12%. Observăm că 3 țări, de fapt, sunt partenerii cei mai importanți a Republicii Moldova și aceste 3 țări ne asigură majoritatea, nu absolută, dar majoritatea foarte, chiar absolută, îmi permit să spun, a exportul nostru în Uniunea Europeană. Însă Republica Moldova nu este doar malul drept. Republica Moldova mai este și malul stâng. Deci este regiunea separatistă din stânga Nistrului, care nu trebuie să o ignorăm și haideți să vedem care este relația comercială a regiunii separatiste din stânga Nistrului cu România. Regiunea separatistă din stânga Nistrului în prezent a ajuns să aibă un volum a comerțului extern cu România de 300 de milioane de dolari. În 2021 a fost 320 de milioane de dolari, apoi a scăzut la 257, iar în acest an ne apropiem de 300 de milioane. Estimativ a fi 300 de milioane. Dacă ne uităm exporturile în România din regiunea din stânga Nistrului au crescut constant și au fost 127 de milioane în anul 2022 și 127 în anul 2023, le estimăm. Iar importurile au scăzut la 214 și la 130, apoi acum iarăși s-au ridicat la 170. Dacă ne uităm că exporturile din regiunea din stânga Nistrului sunt constante în România, vreau doar să vă spun că în prezent exporturile din regiunea transnistreană în toate țările, în 2 ani de zile au scăzut de 2 ori, de la 640 de milioane de dolari cât au avut exporturi fără Republica Moldova, deci în Republica Moldova noi considerăm că sunt vânzări interne, a scăzut la ceva mai mult de 300 de milioane de dolari în acest an, deci practic exporturile în toate țările din regiunea separatistă s-au redus de 2 ori, cu excepția României, care aceste exporturi s-au menținut. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în regiunea din stânga Nistrului, am luat toate vânzările lor din afara regiunii. Ei au două tipuri de vânzări. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt vânzări, în rest sunt exporturi. Ca să nu ne zăpăcim cu vânzări și exporturi, deci în interiorul Republicii în Moldova, ei nu fac exporturi, ei fac vânzări. Dar am luat tot volumul de vânzări, care s-a ridicat în 2021 la 940 milioane de dolari, iar în acest an sunt undeva 700 de milioane de dolari și este o scădere destul de puternică, observăm următorul lucru. Pe malul drept, ceea ce vând cei din stânga Nistrului, pe malul drept,
Ei în acest an vor atinge un record absolut, 53,3% din toate mărfurile care le vând cei din stânga Nistrului au vândut pe malul drept. De fapt, ce se întâmplă în stânga Nistrului? Este o prăbușire a exporturilor și unii ca cele mai menține lor vânzările sunt vânzările care le fac pe malul drept. Da, dacă să o spunem așa cum este, dacă n-am fi noi, cam greu ar fi eu. Deci mai mult de jumătate din tot ce vând ei, procurăm noi. România. Deci vânzările spre România în 2005 erau 3,5% din toate vânzările din stânga Nistrului, astăzi au ajuns la 18%. Deci 53% pe malul drept, plus România 18%, spațiu românesc. România de pe cealaltă parte a Prutului și noi din Republica Moldova în total asigurăm 70% din consumul tuturor mărfurilor care iese din regiunea transnistreană. Federația Rusă în acest an are un record absolut negativ. Deci dacă Federația Rusă cândva, prin 2006, prin 46% din toate mărfurile din stânga Nistrului mergeau în Federația Rusă, în acest an au ajuns la minimul istoric 7,6%. De fapt, în Federația Rusă practic nu exportă absolut nimic. Deci, regiunea din stânga Nistrului este integrată în Uniunea Europeană și este integrată în spațiul nostru economic mai mult decât ne imaginăm noi. Închipuiți-vă în prezent tot ce se produce acolo, mai mult de jumătate, să vinde în Republica Moldova, pe malul drept, iar din cealaltă ce rămâne jumătate, mai mult de o treime, să vinde în România și după aceasta în Uniunea Europeană încă jumătate și în restul țărilor practic nimic. Ca să vă fie foarte clar, am exclus vânzările din Republica Moldova, că sunt vânzări interne și am luat tot ce exportă cei din stânga Nistrului, am luat medie pe ultimii 5 ani, 48% sunt în Uniunea Europeană, 24-25% în Ucraina, care nu mai este membru CSI-ului, 18% în CSI și 9% în alte țări. De fapt, dacă ne uităm atent, ei sunt integrați în Uniunea Europeană exact așa ca noi. 50% în Uniunea Europeană. Unica diferență că la ei este ponderea spre Ucraina este mai mare decât la noi, iar în CSI la ei tot este puțin mai mare. Haideți să ne întoarcem înapoi, deci cu stânga Nistrului ne-a lămurit, haideți să ne întoarcem înapoi la noi, pe malul drept și România. Un alt indicator care mi s-a părut extrem de important și noi vom marca, cred că trebuie să o spunem foarte clar ce se întâmplă în prezent, sunt investițiile străine directe ale care sunt făcute în Republica Moldova. Investiții străine directe ale României au cunoscut un declin până în 2016, când au ajuns la 139 de milioane de dolari. În prezent, ele au o creștere, nu vreau să folosesc cuvântul spectaculoasă, dar o creștere impresionantă și au ajuns la 430 de milioane de dolari, fapt care în cel mai mare parte se datorează venirii capitalului privat și în special a unor bănci private din România care au venit și au o prezență puternică în Republica Moldova, iar dumneavoastră știți, atunci când vin băncile, după ei vin și clienții băncilor. Din acest motiv, la vremea când trebuia să vină această bancă în Republica Moldova, eu am menționat de multe ori în spațiu public, venirea unei bănci românești înseamnă capital european, înseamnă tradiție europeană, înseamnă cultură europeană și înseamnă investiții europene pe altă dimensiune. România și-a crescut cota de investiții de două ori. Dacă în perioada 2016 investițiile străine directe din România erau 5,3% din toate investițiile, acum sunt 10%, deci fiecare a 10-lea dolar care este investit în Republica Moldova este investit în România. Și asta nu-i tot. Acum vreau să vă prezint un grafic care după mine este extrem de important. Și în ce constă el? Am luat topul țărilor care au făcut cele mai mari investiții în Republica Moldova. Trei țări din top ar trebui să fie excluse. Și vă spun care este. Cipru, Rusia și Olanda. Nu vă vorbim foarte mult, doar voi spune. Cipru și Olanda, numai investiții din Cipru și Olanda nu sunt. Ăștia sunt zone offshore, unde de regulă trebuie să fim foarte atenți de unde vine acest capital și dacă nu este cumva tot capital moldovenesc, vopsit în culoarea Ciprului și în culoarea Olandei. Cu Rusia avem o temă aparte, ce înseamnă investiția rusească, am avut privatizări, am avut cedări de active și toate lucrurile acestea, de fapt, nu au venit bani din Federația Rusă, cât proprietățile noastre sunt transformate în proprietățile lor. Din acest motiv, putem confirma acum
cu toată responsabilitatea, că cel mai mare investitor străin în Republica Moldova de bună credință este România, urmat de Germania. Deci noi astăzi avem două țări care joacă un rol cheie în tot ce înseamnă înnobilarea capitalului din Republica Moldova, aducerea unor tradiții europene și apropierea noastră de Uniunea Europeană. Sunt două țări care joacă acest rol mare, este România și Germania și, sigur, vom menționa și Bulgaria cu Austria. Dar cred că trebuie să spunem că partenerii numărul unu al integrării noastre economice în Uniunea Europeană este România și pe locul 2 se află Germania. Deci asta trebuie să fie spus. Acestea fiind spuse, vreau să încă o dată să vă felicit cu această sărbătoare 1 decembrie, Ziua României. Sper că informația mea a fost și una utilă, a fost și una interesantă. Iar din punct de vedere economic, noi în prezent putem constata un singur lucru. România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. România este cel mai mare investitor de bună credință în Republica Moldova și România este țara numărul 1 care depune toate eforturile că Republica Moldova să devină membru a Uniunii Europene. Vă mulțumesc și până data viitoare!